se anunțau ceva viscole și ne-a fost așa puțin teamă, că am zis că dacă rămânem chiar izolați aici pe munte și soția începe travaliu, nu o să putem ajunge la timp. Așa că am încercat să ajungem la spital și vineri înainte să vină acele viscole, s-a internat în spital la Alba, și unde a fost primită cu așa mare căldură și înțelegere de personal și a început travaliu luni spre marți. Oricum, noi nu mai puteam să ieșim de pe munte dacă nu făceam pasul ăsta vineri, rămâneam aici izolați, că a fost înzăpeziți după aia complet. Și a început travaliu și era sarcină dificilă, adică până atunci la toate investigațiile a ieșit că e ok. Și în timpul contracțiilor și-au dat seama medicii, supraveghindu-o, medicul ginecolog, că frecvența cardiacă scade foarte mult și nu se regenerează într-un timp scurt cum ar fi trebuit, și au zis că trebuie să intervină cu cezariană. Atunci soția a fost puțin teamă și m-a informat, am vorbit și cu doamna doctor și ea mi-a zis: ăsta e riscul, la următoarea contracție în care frecvența cardiacă a copilului nu este ok, nu mai stăm pe gânduri, trebuie să intervenim, pentru că e chestie de secunde și riscăm viața copilului. Și atunci am scris peste tot și am sunat la mănăstiri, la prieteni să se roage și, miraculos, frecvența cardiacă și-a revenit și soția a născut normal, un copil foarte sănătos. Și a fost așa și pentru cei din spital, o atmosferă extraordinar de frumoasă. Mi-a zis și soția că doamna doctor a început să plângă de bucurie și a îmbrățișat-o. Moașele, asistentele, toată lumea s-a bucurat extraordinar pentru dânsa. Iar în spital, perioada cât a stat în spital, permanent am fost sunat de cunoștințe, de prieteni, are nevoie de ceva, și era tot timpul era permanent cineva care avea grijă de ea și ducea câte ceva la spital. Și, deci, extraordinar, a fost așa de profund impresionat.